Un bărbat din comuna Găneasa a fost prins în trafic cu două infracțiuni grave. Noaptea trecută, fix la miezul nopții, a fost oprit de un echipaj de poliție pe drumul național 64 în comuna Găneasa. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că acesta nu are permis și este băut. În urma verificărilor efectuate în bazele date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 0,64 mg per litru, alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge privind stabilirea alcoolemiei. Pe numele lui, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru cele două infracțiuni, conducere fără permis și sub influența alcoolului. Tot săptămâna aceasta, într-o singură zi, trei persoane au fost prinse circulând pe drumurile din Olt fără a deține permis de conducere. Polițiștii au întocmit dosare penale în toate aceste cazuri.